În prezența managerului Mihai Duță, astăzi a avut loc tragerea la sorți a tombolei cu premii organizată în magazinele la doi pași din Hârtiești și Boteni. Pentru a acorda șanse egale tuturor participanților, taloanele din cele două urne au fost amestecate, iar cumpărătorii aflați în magazinul din comuna Hârtiești au fost invitați să-i extragă pe câștigători. Și acum urna de la Boteni se amestecă cu urna de la Hârtiești. Au fost puse în joc mai multe premii, printre acestea un cuptor cu microunde, o boxă portabilă și un aragaz. Pentru boxa cai. Bagă mâna așa și trage unul singur. Pentru o boxa cai. Boxa cai, Onciuiu Camelia. Pentru ce? Aragaz. Pentru aragaz este stâlpeanu Luis Maria. Mario. Aflat și el în magazin la ora extragerii, solistul de muzică populară și de petrecere Daniel Chițulescu a fost cel care a extras talonul pentru desemnarea Marelui Premiu, o plasmă cu diagonala 128 de centimetri. Televizor JVC, diagonala 128. Bă, ce-și dorea de nu-ți băcând ăsta. Ia mă, să vedem. Hai de la fundeni. Ia uite, bă, ce mână am, bă. Lasă-l să zică, Dan. Hai. Ia uite, bă, ce mână am, bă. Cine mai e? Petrarul Marian. La final, managerul Mihai Duț a luat legătura cu toți câștigătorii pentru a-i felicita și pentru a-i invita în magazin ca să-și ridice premiile. Familia Stălpeanu? Da. Bună ziua, Mihai Duță de la Mihaiu Stopimaș, de la magazinul de la Doi Pași. Ați făcut cumpărături de la Doi Pași și ați completat un bun. Da. Da, și ați câștigat... Da. Și ați câștigat un aragaz. Vă așteptăm cu drag să-l luați de la Hârtiești. Și când trebuie să venim? Și acum, dacă puteți să veniți acum, ar fi bine tare. Ați făcut cumpărături și ați completat un talon. Da. Și ați fost extras. Wow. Ați fost extras și ați câștigat. Ce credeți dumneavoastră că ați câștigat? Păi, nu știu, că era, de exemplu, ne doream noi o mașină de tocat. Că era printre premii. Păi facem schimb, dacă vreți, vă dau mașina de tocat. Păi și ce câștigați de fapt? Un televizor JVC. Diagonală 128. Așa. Bine, veniți și ridicați de la... Alexandra, de la... Hârtiești. Primul ajuns pentru a intra în posesia premiului a fost Mario Luis Stălpeanu, câștigătorul aragazului. Felicitări! Mulțumesc! Frumos! Să aveți sărbători binecuvântate! În numele meu a fost. Da? Da. Ai mai participat la concursuri? Nu prea. Primul premiu pe care îl câștigi? Da. A la concursul școlare, unde ai... Lasă școlare! Dar la tombole și concursul așa... Nu, nu prea am participat. La concursul școlare ce ai câștigat? Păi, am participat la concursul Nexda.tech de robotică. Am participat la pomberuri și multe altele. Și ai câștigat și acolo. Da. Și ăsta se înțeleg că îl faci cadoul mamei și mamei îți ia la schimb altceva, nu? Desigur.